Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul știrile ttm.ro este Petrec de 15 ani. Chiar dacă multe cluburi, restaurante și pub-uri se închid de pe o zi pe alta, există unul ce se menține pe piața din Târgu Mureș de 15 ani. În urmă cu o săptămână s-au petrecut 3 zile și 3 nopți ca în povești. Cum reușesc să își păstreze clienții, există desigur un cocktail special ce îi face să semneze condica aici în fiecare săptămână. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, se află Școala Valdor, o mare familie. Cea mai nouă formă de învățământ de stat, Școala Valdor, ce și-a făcut loc în inima copiii lor, dar și a părinților, demarat anul trecut la Târgu Mureș atrage tot mai mulți oameni care vor să-și educe copilul într-un alt mod decât cel cunoscut până acum. Ce presupune această pedagogie și la ce ajută ea? Asta ne-au explicat profesorii și educatorii prezenți miercuri la conferința Inovație în Educație. Pe locul 3 s-a situat știrea Școli Doctorale Noi la UPM. Școli Doctorale Noi ar putea porni începând cu anul universitar 2016-2017 la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș. UPM a devenit în 2007 instituție organizatoare de studii universitare doctorale doctorale în domeniul filologiei, având în prezent școală doctorală pe specializarea literatură română. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând, alături de alte informații cu caracter local, regional sau național, accesând site-ul știrile